Sunt imagini care surprind momentul în care fata este acroșată de către una dintre mașini. L-am văzut când s-a ridicat fetița de lângă mașina albastră, atât de tot. În rest, evenimentul nu l-am văzut, când s-a ridicat fetița. Ați auzit zgomot ceva? Da, o frânare mare. Când s-a ridicat fetița, atât. Polițiștii și medicii au ajuns imediat la fața locului. Am fost sesizați cu privire la faptul că pe șoseaua Nicolina din municipiul Iași a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești. Din primele cercetări efectuate, s-a constatat faptul că un bărbat în vârstă de 59 de ani, în timp ce conducea autoturismul dinspre Capăt Cug către Păduroș, pentru a evita acroșarea unui pieton, ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism condus în aceeași direcție de o femeie în vârstă de 29 de ani. În urma impactului, tânăra de 29 de ani a fost rănită, fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale. De asemenea, conducătorii auto au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatele fiind negative. În cauza a fost întocmit dosar penal în care se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. O anchetă a polițiștilor va stabili cine se face vinovat de producerea accidentului.